Cătălin, bine ai venit. Bine te-am găsit. Un halat de ăsta să-mi iau și eu, că la câți doctori am în emisiune, stetoscop, zici că pot să dau și te o consultație. Te rog să mă, gata, m-ai investit ca doctor în momentul ăsta când ai pus asta. Nu e așa că simți puterea? Bă, da, ăsta spune pe mâna stângă sau pe mâna dreaptă? Nu contează, dragule, asta este o chestie pe care noi tot o auzim. Dom'le, să ține așa stetoscopul, să ține așa. Contează stetoscopul ca atunci când îl pui ureche să ții, uite așa. Să ai urechile desfundate, exact, și să auzi bine. Să n-ai nimic în ureche. Iată, dar stă bine și cu stetoscopul ăsta. Greta, dacă vin să vedem cum îți stă, să-mi zici. Ia să vedem. Iată, Greta, stai un pic că nu e singură, e cu pacienții pe hol. Iată cum stă lumea în spate acolo să asculte ce faci, vezi? Public, uite. Uite-o și pe Ana care... Ce atentă e Ana. Ana ține mâna așa la tâmplă și zice, ia să vedem. Uite, fii atent acolo, Ana, e și Ed Sheeran lângă Ana. Băi, deci vine lumea, lumea să te vadă, uite-o pe Ana. În dreapta Ana, Ed Sheeran, pentru că emisiunea noastră, Oameni Buni, are și public internațional. Ed, hello! Ed Sheeran, iată-l, Nea Vasile, gata, treaba e bună, hai să luăm un loc aici. Stai să-mi iau și pixurile. Și să aflăm de ce a venit Cornel Păsat la emisiune. Uite care este mecanismul emisiunii de astăzi. Îl dezbrăcăm pe Cornel Păsat? Îl dezbrăcăm pe Cornel Păsat, dar... Atunci să ne îmbrăcăm noi. Îl dezbrăcăm pentru un motiv medical. Foarte mulți dintre noi am simțit cel puțin odată o durere de stomac. Dar nu puteam să palpăm, de exemplu... Ce e, Cătălinia? Adică pe lângă Cornel să-l pas, da, s-o pasăm și pe Roberta, era o colegă de mea pe la noi. Sau nu contează dacă palpezi femeie sau bărbat. Este mai ușor la bărbat. Este mai ușor la bărbat, pentru că o să vă arăt și unde este așezat ficatul și unde este așezat colegii. Deci ceva femeie în altă parte? Păi ia să-ți arăt unde este așezat, că o să fii surprins. Da? Da. Hai că e lecția interesantă astăzi, oameni buni. Greta, te rugăm frumos, haide să se pregătească pacientul. Te rog, haideți. Deci, bine, oameni buni, tema de astăzi, ne spune directorul spitalului, din regia de emisie, este durerea de stomac, gastrita, ulcerul și... Ulcerul și toată durerea abdominală, de fapt, toată despre asta abdominală, o să vorbim. Da. Și pentru asta o să avem nevoie de un pacient, dar avem nevoie de pacient fără cămașă pe el. Îți dai seama, de asta l-am adus pe Cornel Păsat ca să se vadă muși la televizor. Și n-a spus nicio muzică, nimic, așa, adică... Deci Păsat cu muzică pentru... E ca la repetiție, așa cum. Pentru muzică, stai. Dar tu încep turneu acum, nu? Am început turneu deja, sunt în a cincea zi de turneu, dar abia am venit de la Paris. Am văzut că te usuși pe picioare. La 5 ani de turneu te usuși pe picioare. În seara asta mă duc în regie ca în spectacol, după aia mă duc la Constanța, după aia în București, Ploiești, Pitești. Până pe 14 nu se oprește. Pentru mai multe detalii intrați pe site-urile mele, pe Instagram sau pe Facebook și vedeți acolo pe Flamingo Boys ce se întâmplă în martie. E mult de lucru. Să vezi cum e ficatul în martie. Da, cum a început deja să crească. Acum vedem, ne spune domnul doctor. Hai să ne îmbrăcăm. Cam ce, exces, cam ce nivel de exces am făcut. O să, o să spun eu asta. O să te rog să-ți dai cămașa jos după tine. Dacă poți, poți. Poți? Dacă nu, poți e să ok. Dau jos de tot, da. Dacă doriți. Trebuie să-mi pun la valiera în altă parte. Doctor, e emisiunea medicală asta ce facem azi, nu? Păi eu, acum, ce interes aș avea eu să despre acum bărba, măi, Cătălin? Da, încolo, și așa, asta este, nu mi-a adus și mie. Eu am vrut o fată, dar... Care e camera, da? Da. Perfect, deci... Consultație privată, de-aia întrebam de cameră. Da, corect. Oameni buni, Cornel Păsat a acceptat să vină. O să te rog să te întinzi, Cornel. Mai, numai mai în serios, chiar vorbim despre niște lucruri, da, mega serioase, așa cum v-a obișnuit în fiecare zi Marius Saba, doctorul nostru. Bun, Cătălin. O să te rog și camera. O să te rog să-mi spui unde crezi tu că este ficatul. În partea dreaptă aici. Cum intri pe dreapta, că așa ți-am zis. Deci da, cum intri pe dreapta, acolo. Aici, deci toată lumea dreapta crede că ficatul este undeva aici. Da. Corect? Da, pe acolo. De unde este ficatul? Ficatul începe de aici. Și continuă, uite așa. Bun, ficatul de aici, în dreapta? Uite ce moale este aici. Bine, la el este tare, că are mușchi, dacă nu. Asta e important pentru luptători. Uite așa. Deci când îi ziceam, da, la ficat. Dai la ficat? Aici? Pentru că îl lovești în partea de jos a ficatului. Îl înțepi, practic. Exact. Dar ficatul aici noi nu avem ficat. Sub coastă. Deci când alerg de nu mai pot și mă doare... Te de doare în... Nu exact acolo te doare, doctor, te doare spira. Ai mușchii dezvoltați aici, nu mai e lovitura la fel de eficientă cum vine de jos, exact, sub coastă. Am un pic, am o contestație. Acum aș telespectatorii, dacă se uită la noi, să-mi dea dreptate. Când am fost la ecograf, mi-a făcut mai jos. Ți-a făcut de aici, pentru că prin os nu se poate vedea. Și se face de jos să se vadă tot ficatul, pentru că ficatul se vede în toată lățimea lui la ecografie. Dar într-adevăr de aici se face. Dar ficatul până aici merge. Și este și un unghi care este în dreptul sternului. Este un... Se poate confunda înțepătura de ficat cu înțepătura sau de pacient? Intercostal? Stai să vezi. Tu ești pacient sau doctor? Cine doare? Să mă înțeleg așa sunt și... Dar și ascultă. Bun. Cătălin, unde întrebările este? După. Unde este spina? Cum intri? Pe stânga. Adică undeva aici. Cu bisturiul ce facem? Mai încolo? Mai încolo. L-am pregătit acolo. Bun. În interiorul toracelui nostru avem un tub care se numește
esofag. Și esofagul, la un moment dat, se termină și începe un alt organ care se numește... Stomac. Stomac. Dar esofagul ăsta trece, stomacul e sub ficat? Stomacul este în partea stângă a ficatului și cumva sub un lob a ficatului. Ok? Adică aici este un lob care vine peste și aici este stomacul sub. Ok. Ok? Apoi continuăm cu duodenul și apoi cu intestinul. Bun. Și pancreasul? Pancreasul este fix la mijlocul abdomenului. Uite aici. Acolo este pancreasul. Iar durerea de pancreas trebuie să învățăm să o recunoaștem. Trebuie să scrieți la fiecare. Unde este? Deci de seară fiecare pancreas, să pună mâna unde vrea. Sau... Nu, asta. Ca să știu eu care s-a mărit. Nu le încurc între ele. Ficatul care se și regenerează. Deci ficat. Ficatul este singurul organ care crește. Duoden, exact, splină, splină și stomac. Esofag, esofag și stomac. Și stomac. Uite ce repede, bravo ție, ai învățat așa. E, a fost și anatomie. Bravo. Durerea de pancreas este o durere în bară, adică o durere așa. Este o durere pe care o simți înfundată în interiorul abdomenului tău și este o durere care se întâlnește mai ales la alcoolicul cronic. Deci un alcoolic care consumă mult alcool, dacă are o durere în bară, adică o durere așa, o să trebuiască neapărat să meargă la medic. Și acum întrebare, Cătălin. Deci cum se testează? Pancreasul, ecografie și două analize. Nu, amilaze și lipază. La pancreas nu merge. Dar la ficat merge. Analizele astea se fac atunci când îți faci analizele generale? Sau nu, sunt la cerere. Din păcate, pancreasul nu se investighează în mod uzual. Adică trebuie lipaza și amilaza și tot ce avem. Trebuie să le cerem noi. Trebuie da. Să știi că, da, într-adevăr, ficatul tău este un pic mărit. Probabil că ești foarte obosit în ultima perioadă și că muncești foarte mult. Am dormit 6 ore în 3 zile. Deci tu cum îi palpezi ficatul dacă okay. El păi e foarte, sub coaste? E foarte, uite așa. Asta deci e. Simți ficatul? Se simte, da. E mare? Este un pic mărit și este un lob, este lobul mijlociu, cel din mijloc, este un pic mărit. Mă rog, nu este foarte mare. Să știi că am avut pacient care avea ficatul până aici. Pacienții cu ciroză hepatică, din păcate, au un ficat extrem de mare. Un pic, ficat care ajunge aproape până în nu e doar pelvis. Un pic mărit, e un pic mărit, dar din cauza stilului de viață. Bun, te-a durut vreodată ficatul? Ficatul? Da. Când alergam, ți-am zis, dar de fapt e splina aia. Da, splina o parte ațelată. A durut pe cineva de aici ficatul vreodată? Pe Cristi Mitra că și-a mai luat la ficat. N-a durut pe nimeni. Pentru că ficatul tot nu doare. Tot așa, da, mi-am luat-o la ficat, dar nu doare în țeapă cumva. Exact. Să spun ce doare. De fiecare dată, adică nu cred că există om pe care să nu-l doară măcar o dată undeva sub coaste în partea dreaptă. Nu doare ficatul, doare un organ care se numește vezicula biliară, care este bila. Și aia tot acolo sus e? Tot acolo este că este așezat fix pe ficat. Și de unde putem să ne dăm noi seama unde este bila și pe asta putem să o palpăm noi acasă? Dacă tragem o linie din axilă spre ombilic, spre buric, unde se intersectează această linie cu ultima coastă, adică aici, este vezicula biliară. Și ce putem să facem noi? Uite aici. Ce, la bine, tu ai mușchi așa de dezvoltați că mie vine greu să te palpezi. Bun. Acolo, exact acolo este. Și când simți o durere în partea dreaptă, dacă cu două degete apeși, o să vezi că simți o durere înțepătoare. Ăsta este un semn că ai o problemă cu vezicula biliară, colecistul. Nu m-am înțeapă nimic, dar simt un pic de disconfort când apeși. Absolut normal, pentru că se descarcă. Eu, în momentul în care apăs, ea se descarcă de bilă. Și este absolut normal să se întâmple asta, dar la pacienții care au probleme cu colecistul, au o durere înțepătoare, nu pot să stea. Bun. O altă problemă pe care o avem este să învățăm să palpăm stomacul. Cum facem asta? Trei degete de la ombilic în sus, este un punct, este un exact, de la buric, este un punct, se numește punctul solar. Este centrul în care există cele mai multe terminații nervoase din abdomen. Și dacă apăsăm aici, dar ferm, în problemele de stomac, o să simțim o durere. Și o durere care este la fel înțepătoare. Simți ceva? Acum simt doar un fel de reflux. Vă vine înapoi acidul, păi e normal, pentru că e un ping. El împinge și simt efectiv cum se deplasează lichidul din interior. O altă patologie pe care putem să o detectăm acasă este hernia hiatală. Înseamnă că o parte mică din stomac a herniat în torace. Uite așa, stomacul nu mai stă la locul lui, ci este în torace. Și aici palpăm fix sub stern. Uite aici apăsăm și dacă simțim o durere la fel apăsătoare, poate să fie hernie hiatală. Asta este motiv pentru care putem să... Dar orice palpare te face să conștientizezi anumite părți ale corpului. Că există ceva acolo. Da, da, da. Mai avem încă două zone foarte importante. Se numesc zonele ureterale. Zonele ureterale înseamnă acele canale care pleacă de la rinic, dar prin spate, și se duc spre vezica urinară. Sunt așezate așa.
Pe traiectul acesta, dacă apăsăm și simțim durere, este foarte posibil să avem ori piatră pe ureter, ori nisip care se mișcă. Dacă apăsăm și ne doare. Ok? Iar pentru a identifica unde este apendicele, trebuie să facem o linie, ok, între spina iliacă, adică acest os pe care îl avem proeminent într-o parte, și ombilic și buric, și la jumătatea distanței este apendicele. Pe dreapta? Pe dreapta, da. Aici putem să ne așezăm, să ne palpăm singuri. Asta e un pic. Tu, chestia asta le arătăm oamenilor care sunt acasă, că poți să învețe să se palpeze singuri, dar de fapt trebuie să stea cineva întins și un membru din familie să facă asta. Poți să o faci și singur dacă stai relaxat. Dacă ai oglindă pe tavan. Și dacă, da, da, bine, măsori tu cu degetele. Deci e un pic de durere. Ce să zic, poate să fie și colonul. Pentru că noi avem în interiorul abdomenului nostru și colonul, care este un organ foarte important și este așezat. Tu ai zis că mai e permanent? I-am spus, a fost de acord. Se ia după 10 spălare, se ia. Bun, și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi, apropo de ceea ce privește abdomenul nostru și trebuie să fiți foarte atenți, este următorul lucru. Dacă vreodată nu puteți să introduceți, să așezați un deget pe burtă și să se ducă în jos, adică să se facă fix gestul ăsta, înseamnă că aveți o problemă, o urgență reală și trebuie să ajungeți neapărat la medic. Și ce urgență este? Este o perforație în interiorul stomacului. Semne de peritonită. Peritonită, da. Aia apendicită care nu e operată, nu? Orice infecție poate să dea peritonită, pentru că este infecția care este diseminată în interiorul. Deci dacă ne palpăm și nu se duce degetul în mod natural... Ca o piatră. Da. Este neapărat, te duci la medic în momentul acela, sau dacă, Doamne ferește, se înroșește în jurul buricului. În momentul ăla trebuie să te ridici, să mergi la medic. Dar nu faci și febră? Sau să ai și alte câteodată simptome? Faci și febră, câteodată nu ai febră, ai doar o stare proastă și te doare foarte tare abdomenul. Deci să facem o recapitulare. Da. Ficatul cum intri pe dreapta, stomacul cum intri pe stânga, avem un punct al colecistului, care cred că e cea mai întâlnită durere în zona abdomenului. De sub coastă. Exact, pe partea dreaptă sub coastă. Avem un punct dureros al stomacului care este la 3 degete deasupra buricului. Și foarte important, dacă nu puteți, dacă mâna nu se duce ușor în interiorul abdomenului, e o urgență trebuie medicală. Trebuie să fii întins când te faci chestia asta? Da, nu. Ok. Asta a fost demonstrația mea, mulțumesc mult de tot. Mai secundă, rămâi Cornel, că avem pe Greta, vino Greta cu... Da, Greta, vino puțin. Hai să vedem ce-i învăța Greta. Auzi, Cătălie, eu astăzi, când am venit la voi la platou, parcă m-am întors în urmă cu 20 de ani. Păi când am văzut-o pe Greta. Ia uzi. Mi-am adus aminte de când aveam studiourile în Buftea. Da. Așa. Pe la primele emisiuni, știi? Când apărea Gretuța noastră, nu? Cu Teo acolo, pac, frumoasă. Nu știu ce rețetă a avut. Greta? Sau cine are grijă de ea? Bravo. Din nou de soțul ei. Dragostea face minuni. Bravo, Greta. Nu, Greta este foarte ambițioasă ca și alte arată colege. Super, Greta. Și ajutate și de Carmen Barcan au reușit să dea vreo 30 de kilograme. Super, bravo. Mulțumesc. Perfect, doctore, noi rămânem aici, nu? Gata, mulțumesc mult de tot. Mai o secundă, 300 de lei cât e? Ce? Consultația, nu? 360. 360 de lei lăsați la ciucă. În sistem barter nu merge din licară. La mine nu. Dar rămâi un pic așa. Cornel Păsat, oameni buni, și noile tatuaje pentru luna martie. Show-urile lui Flamingo Boys vă așteaptă la el pe pagină. Cătălin, nu e prima oară când plec de aici, vopsit. Mai țin minte că... în ceva vreme, mi-a spictat pe corp Panteonul, parcă. Da. Ultim, așa e. Cu Maria, parcă era. Da, atunci nu aveam doctor, atunci aveam... Bine, eu am încercat, atunci. Da, am încercat să păstrez. Parcă Maria era. Da, cred că da. Perfect, da. Cornel, îți mulțumim mult de tot. Multă baftă la spectacole. Și vă aștept diseară la spectacol pe tine. Păi să... noi? Da. Pentru că eu nu o să pot dansez așa. Cătălin va trebui să prezinte și tu să dansezi. Merge, doctore, ne băgăm. Ce să facem? Păi tu știi ce e acolo? Acolo sunt pacienți. E bine, da. Să vă placă. Uite, ți-am dat și haina înapoi, okay, ca să nu zici că, doctor. Mulțumim. Perfect, mult Cornel, îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Multă baftă și te așteptăm cu mare drag. Și să aveți o primară frumoasă. Mulțumim mult de tot. Cornel Păsat, un om pe care dacă îl trezești și noaptea, vine să fie alături de tine și n-are nicio problemă să-și dea cămașa jos de pe el. Și pentru medicină, în numele științei. Băi, că știi că arăți bine, știi că arăți bine, asta e viața. Exact, nu ți este deloc. Asta e. Vreau să mă dezbrac eu, dar am zis. Bun. Doctore, noi mai avem de tras. Da, încă două luni. Două luni, exact. Bun. Și revenim cu experimentul nostru.
Cătălin, atunci când vorbim despre alimentație, este un subiect care este de maxim interes pentru oameni, pentru că de fiecare dată, nu știu dacă există vreun om pe pământ care să nu fi simțit măcar o dată un disconfort în ceea ce privește alimentația. Dar câteodată, nu știu dacă ți s-a întâmplat să nu poți să înghiți lucrurile, alimentele. Adică pur și simplu să... gât. Da, unul din motive, inflamația gâtului, pentru care nu poți să înghiți alimentele, dar mai sunt alte multe lucruri și sunt unele care sunt serioase și pe care trebuie să le învățăm. Țineți minte, pentru apă, apa se duce imediat în stomac, adică o ingerăm, s-a dus în stomac. Pentru alimentele mici, 5-10 secunde, iar pentru alimentele solide mari, 10-20 de secunde. Până ajunge în stomac? Până ajunge în stomac, din interiorul gure. Până esofag, prin tubul acesta. Păi și ia traseul ăsta 20 de secunde? 20 de secunde, știi de ce? Pentru că nu are loc. Dacă noi nu mestecăm cum trebuie alimentele, ele rămân acolo în esofag. Esofagul fiind un mușchi care se mișcă de sus în jos. Pur și simplu are niște fibre pe interior care strânge alimentul să se ducă în jos. Dacă nu mestecăm bine alimentele, o să stea mai mult timp în esofag. Dacă stau mult timp în esofag, putem să facem esofagită, adică să se inflameze esofagul și să rănim pe interior. Dar mai avem motive pentru care nu putem să înghițim cum trebuie. Hernia hiatală de care ți-am zis eu, acea herniere a stomacului în esofag, este alt motiv. Și dacă nu putem să înghițim alimente, trebuie să mergem la medic să vedem dacă avem așa ceva. Doamne ferește, dacă scădem în greutate, dacă nu putem să înghițim alimente cum trebuie, o altă problemă semnificativă, mergi imediat la medic, pentru că poate să fie o tumoră care să crească. Și în ultimul rând, bolile neurologice, bolile care afectează mușchii, Parkinson, accidentul vascular cerebral, scleroza multiplă, toate pot da tulburări de deglutiție, adică să nu înghițim. Ce trebuie să avem mare grijă dacă avem pe cineva în familie cu boli neurologice? După ce mănâncă, să-l bătem pe spate. Încet, de jos în sus, apoi de sus în jos, ca alimentele să se miște. Ca pe copii. Ca pe copii. Se numește tapotaj. Și cea mai întâlnită boală a esofagului, și cred că ai auzit de ea, se numește boală de reflux gastroesofagian. Adică acidul nu rămâne la locul lui în stomac, ci urcă pentru prin esofag. Pentru că se închide bine. Bravo. Orificiul de aici se numește cardia. Nu se închide cum trebuie, dar am pregătit pentru asta 40% din populația României suferă de așa ceva și poate ți se pare ceva banal. Reflux gastric, asta e, am jirăgaie, cred că se zice în popor, jigăraie. Bun, dar uite cum arată dinții la un pacient care are reflux gastric. Pentru acidul ăla este eroziv și poate să erodeze dinții, dar poate să erodeze și esofagă și structurile gâtului. Și ți-am adus aici o imagine, uite-te cât de frumos arată esofagul, care pur și simplu e un tub în care trece mâncare. Cât de fin este și cum arată. Okay? Partea... Uită-te în dreapta cum arată o esofagită de reflux, cât de inflamat este. Da? Și cât de inflamat e și cum ai, pur și simplu ai bube pe interior. Așa arată un pacient care are boală de reflux. Dar de ce facem boală de reflux gastroesofagian? Pentru că nu se închide bine acel orificiu, așa ai spus. Da, așa este. Dar totul este de stil de viață. Pentru că mâncăm piperat, pentru că consumăm băuturi carbogazoase în exces, pentru că mâncăm foarte mult, nu mâncăm puțin, mâncăm mult să fie porția mare și atunci se pune presiune mare, pentru că mâncăm înainte de culcare și nu lăsăm stomacul gol când ne culcăm, pentru că avem câteva kilograme în plus sau pentru că graviduțele știu ce înseamnă asta, se pune o presiune foarte mare. Și asta factorii genetici nu ai cum să influențezi. N-ai cum să influențezi, într-adevăr, dar putem să influențăm pe celălalt. Deci ce trebuie să facem? Mese mici și dese, fără băuturi carbogazoase, fără alimente picante. Nu mâncați înainte de ora 19, măi, 19, după, scuze. Nu ne întindem imediat după masă la orice ora mânca. Și alimentele picante să fie doar așa, din când în când, deși ele sunt bune pentru circulație. Deci vorba aia... Fie omul cât de mic după masă, stă un pic, nu e bun. Dar să nu stai întins, da, stai în fund dacă vrei, nu e nicio problemă. Și ce face stomacul? Că ajungem la stomac, alimentul ajunge în stomac. Bun, el pe lângă faptul că stochează alimentele, secretă sucul gastric, corect, apoi ajută la absorpția anumitor alimente, a alcoolului și a medicamentelor. În stomac se face, nu doar în stomac. Dar mai face ceva foarte important. Eliberează o substanță care se numește factor intrinsec, care ajută, de fapt este, cred că, principala metodă prin care se absorbe vitamina B12, care e una dintre cele mai importante vitamine din interiorul corpului. Așa că atunci când ne tăiem stomacul, când facem gastric sleeve, adică când facem asta... Adică pe saltai, nu? Da. Noi nu o să mai avem factor intrinsec și o să facem deficit de B12. Dacă ne tăiem stomacul vreodată, trebuie să luăm suplimente cu vitamina B12 și, mă rog, cei care au cred făcut că asta... Cred doctorii care fac chestia asta știu să recomandă. Știu, problema este că eu am cunoștințe care ignoră această recomandare. B12 se face injectabil. Pe gură nu este atât de eficient, aproape deloc. Da, dar B12 în același timp îți hrănește și tumorile pe care le poți avea în corp și de care tu nu știi. Dacă este în exces. Dar eu vreau să-l păstrez între parametrii a doi. Dacă este în exces, ok, poate să hrănească multe lucruri. Dar am lăsat două lucruri la sfârșit de care vreau să vorbesc. 1. Distruge bacteriile și 2. Dizolvă și omogenizează alimentele. Cine tu? Stomacul.
cu acidul din stomac. Acidul din stomac, da? Bun. De fiecare dată când mâncăm, ingerăm între 1 milion și 1 miliard de microbi. De fiecare dată când mâncăm. De pe mâini, de pe alimente, asta n-avem ce să facem. Bun, dar cine asta, mă, să numere 1 milion de microbi? Niște oameni din China, cred că Lang. Din China? Bun, da. Bun. Nu știu, e sensibilă treaba asta. Stai cu să vezi, ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă. Dar ca să facem lucrul acesta, adică ca să dizolvăm alimentele și ca să distrugem bacteriile, trebuie să avem un pH între 2 și 3. Și întrebarea este, deci ce mi-aș alcaliniza eu stomacul cu apă? Adică tu spui că apa e alcalină, de fapt e vrăjeală. Nu, ar putea, cred că... se duce în stomac și acolo acidul o aduce la nivel. O aduce la nivel, exact. Dar ar fi o crimă dacă aș putea eu singur să-mi alcalinizez corpul. Ar fi o crimă. Deci nu mi-alcalinizez singur. Și atunci, ce te ajută apa alcalinizată? Te hidratează, nu știu de ce. E ca o apă. Păi vezi că sunt mulți domni care... și n-am... somități în domeniu care au spus... Am observat, da. Că apa asta e... Eu le spun următorul lucru. Pe analizele de sânge, pH-ul corpului trebuie să fie între 7,35, pH-ul sângelui, scuzați-mă, și 7,45. Ăsta trebuie să fie pH-ul normal. Dacă e mai acid, se numește acidoză și e periculoasă. Dacă este mai alcalin, se numește alcaloză și e periculoasă. Deci oricum mai dau eroare. E aici trebuie să fie. Nu pot să-mi alcalinizez corpul, nu pot să-mi acidific. Adică tu spui că oamenii care beau apă alcalină cu pH-ul nu știu cât, pH-ul ăla când se duce în stomac, alcalinizează stomacelul, nu? Stomacelul un pic de tot. Nu e bine să bem apă alcalină înainte să mâncăm o masă bogată, clar, pentru că distrug acidul din stomac, nu vreau asta. Și oricum apa alcalină nu influențează corpul. N-are cum, pentru că pH-ul rămâne între 7,35 și 7,45 oricât apa aș bea eu. Doamne ferește să-l influențez. Dar toți medicii știu asta? Toți medicii, doar că eu nu știu care este interesul pentru care nu își aduc aminte din primele bănci din facultate când învățăm despre echilibru acidobazic, așa pentru se numește. Tot medici spun că e bună apa asta alcalină. Da, o greșeală. Ok, da. Bun. Lupii tineri se iasă la înaintare. Problema este că și lupii... Dacă avem medici care îl contrazic pe doctorul Sava, vă rugăm frumos să ne dați un telefon pe numărul de WhatsApp, să lăsați un mesaj, Ciucă, să verifici mesajele. Bineînțeles. Iată, sunt în secretariatul aici. Nostru, Ciucă o să verifice mesajele care vin pe numărul de WhatsApp. Poate avem un doctor care zice, nu, doctore, tu n-ai dreptate, bați câmpii. N-are cum, e o bază a medicinei, echilibru acidobazic, așa se numește. N-ai cum să contrazici asta. Deci asta e negru pe alt scris în cartea de medicină. Doamne iartă-mă, da. Bun, hai să vedem. Așa arată un stomac frumos, curat, uite ce rozaliu este, fără nicio problemă semnificativă, dar uite cum arată gastrita, măi. E o gastrită care este roșiatică. Există o gastrită în care sunt crescute niște lucruri în interiorul stomacului nostru. Există niște, o gastrită hemoragică. Și câteodată, Doamne ferește, să ajungem la ulcer. Ulcerul este o gaură în stomacul nostru și câteodată poate să singereze, din păcate, așa că trebuie să avem grijă. De ce apare? De ce apare? Deci apare, uite-te să vezi că este tot... Helicobacter, de asta am avut și eu. Toți avem helicobacter, pentru că el trăiește cu noi. Problema este în momentul în care se mulțește într-un mod excesiv. Dar când se descoperă la analiză, trebuie să-l oprești? Sau depinde cum? La ce analiză și dacă e simptomatic. Dacă ești asimptomatic, n-ai niciun simptom, dar ai helicobacter pozitiv, nu trebuie să faci nimic. Bun. Ok. Apoi, consumul excesiv de alcool. Dacă tu tot rănești stomacul zi de zi, s-ar putea să faci gastrită sau ulcer. Antiinflamatoarele, medicamentele pe care tot le luăm. Alea de durere, aveți grijă, măcar luați protecție gastrică. Stresul cronic, nu mai vorbim de el, că nu mai avem ce să facem, oricum mâncăm neregulat. Mi-e și frică să spun, fumatul. Când am făcut noi podcast cu fumatul, ne-a înjunat lumea. Cine ne plătește să fim împotriva fumatului? Și că facem reclamă la altele, dar eu sfătuiesc pe oameni. Oamenii au dat mesaje. S-au lăsat și ne vedem cu ei pe stradă. Exact. Și eu vă sfătuiesc pe toți cei care doriți să vă lăsați de țigări să intrați să vedeți ultima postare de la mine de pe Instagram. L-am sfătuit și pe Ciucă să facă același. Ultima postare. Postarea Ciucă de ieri. Se chină, mă, de una, n-are ambiție. Da, dar dacă după ce o să vadă pariu, după ce o să vadă imaginea asta, îți garantez că se lasă. Bine, nu-ți garantez. 90% se lasă. Caută-mă imaginea, Ciucă. Ultima imagine. E frică, mi-a zis că îmi blochează. Mă blochează după aia. Dacă mâncăm foarte picant sau foarte bogat, bineînțeles factorul genetic care nu avem ce să facem și avem aceste simptome. Avem o durere în mijlocul toracelui, se numește durere epigastrică, o arsură, dar avem foarte important niște lucruri pe care trebuie să le învățăm. Foame dureroasă se numește, îți ieși foame, te și doare în același timp și periodicitate și ritmicitate. Adică apare mai mult primăvara și toamna și mai mult dimineață și seara. Și aia ce înseamnă? Ulcer sau gastrită? Nu? Ulcer sau gastrită, pentru asta trebuie să facem endoscopie digestivă superioară ca să punem diagnosticul.
Și apoi trebuie să știm, și poate cu asta încheiem, ce fac, care sunt semnele de pericol. Dacă sângerăm în scaun sau dacă avem o vomă cu sânge, dacă avem dureri abdominale severe, vărsături persistente și nu se opresc cu absolut nimic, pierdere în greutate inexplicabilă, că e bine, nu e bine să fii nici gras, dar nu e bine nici să pierzi inexplicabil, adică să nu mănânci și pierzi greutate. Da. Febră sau înroșire și umflarea abdomenului. Deci atunci oamenii trebuie să meargă la medic. Da, imediat. Astea sunt semnele de pericol. Oameni buni, doctorul Marius Sava, ai găsit ce a pus doctorul Ciucă? Ia găsit. A, vrei să o arătăm? Păi se poate? Da. Ce-ai pus, doctor? Ai pus vreo... Este un pacient de 58 de ani care a venit ieri la mine la control de rutină și am descoperit o nenorocire în plămânul. Un om asimptomatic. Nu are niciun simptom, Cătălin. Da, fuma? Da. Fumează de la 21 de ani, câte jumătate un pachet pe zi, adică nici nu zici că e heavy smoker din ăla care să zici că... Păi cum, un pachet pe zi nu-i mult? Jumătate, Cătălin, trei, să vezi pacienți cu trei șoferii de tir, pentru mine sunt record, trei pachete pe zi. Adică fumează oamenii, nu se lasă. Mai bine și au un arghilean în cabină. Nu știu dacă este legal. Gata. Și a venit la mine și cu soția, i-a făcut radiografie, am văzut o pată pe plămâni și vezi de acolo ce am încercuit eu? Aia albă. Da. Aia este nenorocirea fumătorului. Și da, cancerul pulmonar apare în proporție la 85% la fumători. 15% nu sunt fumători, dar 85% sunt fumători. Norocul acestui om este că o să scape. O să scape. Am descoperit la timp, o să scoatem ce este rău acolo și o să trăiască liniștit până la 100 de ani. Pentru că omul s-a căutat. Ok, fumezi, am înțeles. Du-te, domnule, la doctor și fă-ți o radiografie din când în când. Tu o să-l operezi? Nu, l-am trimis la un coleg chirurg. Ok, dar o să scape, asta e foarte pozitiv. O să știi că nu o să aibă nicio problemă dacă se lasă. Să-i dea Dumnezeu sănătate și putere. Rămânem pe zona Buzăului. Doctorul e cu noi și vine și eu. Ți-a căzut fața total. Fiecare dată. Și pe telespectatorii noștri sperie. Când am avut despre potență, toată lumea a fost veselă și s-a uitat la emisiunea cum arată. Acum când ne arată toate nenorocirile astea, parcă te uiți și... Da, da, pe mine mă și bucur în același timp, că uite, are și niște recomandări din punct de vedere alimentar. Da, asta ce putem să mâncăm, da. Ce putem să facem. Așa exact. Că dacă l-ascultăm și alegem și lucrurile pozitive din ce spune, așa ne sperie, e bau-bau, dar... Toate mai sunt lucruri pozitive, Iosif, așa e în Buzău. Și tu ai făcut de mâncare ce? Ceva care ne ajută la stomac? Eu de obicei fac după niște ingrediente pe care mi le dă domnul doctor. Eu am făcut astăzi o supă de pește cu fructe de mare, care la recomandarea domnului doctor, acum da. Să vedem ce-o fi ieșit. Aștept și verdictul domnului, aștept o notă. Da, aia nu e de la afrodisiace, fructele de mare? A rămas de la potență, cred că. Ce are una cu alta? A rămas în meniu. E sănătoasă și la stomac acum, am auzit că nu-i problemă. După aia am un curry de curcan. Bun. Care este carne de curcan, legume. Bine, cu influențe asiatice. Hai că ne povestești imediat după publicitate, de acord? Doar am vrut să trecem în revistă în meniu ca să știe telespectatorii ce feluri de mâncare putem să preparăm, pentru că suntem și bucătari aici la emisiune. De toate, da? De toate. Oameni buni, după o scurtă pauză de publicitate, revenim, rămâneți cu noi la televiziunea dumneavoastră preferată, ProTV. Așa a ieșit și în audiență. Am văzut pe pagina de media.ro că ProTV-ul i-a spulberat pe toți ceilalți. A fost așa departe și a mers bine și Doamne ajută, după publicitate ne întoarcem.